Salutare, băieți! Bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal din seriala străminată de Car Parking Roll pe un băieți. Astăzi vă o să dăm așa o tură prin Brașov să vedem ce se mai întâmplă, cine mai e pe acolo. Așa că dacă vă place acest videoclip, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonajul de like, să strângem la acest clip 400 de like-uri, băieți, pentru că este un clip puțin mai special, dacă stăm să spunem așa. Așa că da, băieți, știți cum e acolo chestia, vă abonați dacă sunteți noi, clopoțel cu tot ce trebuie, trebuie să-l așteptăm pe bunicul nostru preferat să vină aici, să ne ia și pe noi, pentru că suntem aici la aeroport și vom merge la, adică nu vă spun, o să mergem undeva, o să vedeți acolo pe parcurs, așa că da, băieți, verificați acolo descrierea, tot ce trebuie, vă cum știți, ia, hai să vedem, opa, ia uite ce și-a luat tata aici, ce faci, bre? Păi ce bine! Am venit să te iau. Ai venit să mă iei? Ce-i cu mașina asta pe tale, bre? Mi-am luat și eu nou bolid. Bă, mă lași? Da, e cam puturoasă așa, are 170 de cai. Nu da, tale, cât vrei, bre? 500? Da, cum am pe hață. Da, și eu vreau avion. Da, bre, hai să mergem la Cătălin, la acolo, că deja m-am plictisit cât am stat aici. Ia zi, unde e Cătălin ăsta? Stai că, ia, dă-i în față, dă-i acolo în față. La spălătorie acolo, dacă știu unde. La spălătorie acolo, da, nu, da. Păi nu mai iau pe partea asta pe Brașov, iau pe auto. Dă-i pe unde vrei. Și ce mai e bre prele pe la noi prin Brașov pe acolo? Nimic. Tot așa, plictiseală? Doar că... Tot așa. Am înțeles. Băieți de ăștia de vin cu mașini de astea scumpe, de fac gălăgie. Îi înțeleg că sunt și ei tineri. Stai că am venit eu acum. Mai e bre scaile acum... al meu sau... Da, e mai era acolo. Alealaltă nu știu ce ai făcut cu ele. Da, pe alea le-am dat toate. Mi-a trebuit bani, bre, să plec în alte... în alte țări de-alea. Da. S-a trebuit bani. Spre dimineață, așa, nu? Aha, e frumos, îmi place. Nici nu știu cât e ceasul. Nu știu, cred că e asta. E vreo 8 și... 20 de minute pe acolo. E bine. Am mai sunat o aseară la 7 că vin aici. Păi da, bre, ți-am zis că vin, că ălea. Mi-a fost doar așa să mai dau o tură pe Brașov, pe la alea. Să văd ce mai zice skyline-ul meu frumos. Da. Păi da. Și da, bre, nu mai sunt nici la poliție. Da. Da. Am vorbit cu Cătălin, a zis că are el un job pentru mine, așa să zicem. E bine, măcar să câștigi acolo păi un da, bani. Păi da, mi-ocup și eu timpul. Abia nu stai deja, mă, în casă. Pe aia zic. Ia uite, pe aici a fost eu. Bine, că e și noapte acum, dar totuși. E pustiu, mă, toată. Că nu-i lumea la web dimineața, pace. Ziua să vezi. A, păi cred că tale ești pe ceasul de vechi. A, nu cred că e 8, că e prea beznă pentru 8. Cred că e 4, 5, nu știu. E 7, 5, 10, ce-o fi? Ceas să fie, a? Cred că s-a blocat ceasul. A, păi tale de când ai ceasul ăla? Ți-ai luat 7, a? Da, mi-a luat șapcă. De unde ai luat-o? Am luat-o de aici, de la un SHN, de la, cum îi zice. H&M din ăla? De la, așa. Am înțeles. Mamă, ce de praf e pe aici. Păi de capul. Ei, și bate vântul ăla. Mai e și decapotabilă asta mică. A, păi trebuia să fi venit cu hață, nu vrei? E, na, am zis să-ți arăt și eu bijuțelea care am luat-o. E, na. Ușor, bre, ușor. Facem pe aici vreo nefăcută, Doamne ferește. Așa.
Ia să vedem ce zice dacă mai... Ia uite. Ia uite, hai să vedem ce... Ce zice băiatul. Ia uite lui aici la... La Google. Lume nouă. Opa, opa, Cătălin, ce faci? Ia de-te dacă aici la lumină, să te văd mai bine. Ia de-te aici la lumină, să te văd mai bine. Ia, ia. Opa. Nu m-am schimbat. Nu te-ai schimbat, a? Păi să vede. Tot am lăsat barba aia. Ia zi-mă ce mai zici, care mai e șpilul pe aici? Bă, aceleași mecherii. Da, e bine. Și ia zi-mă care ai... ia explică mai multe, care e chestia cu jobul? Ai o dubă. Acum nu te bag în chestii ilegale. Ziceam că să... Să ce? Ia. Ia că primesc un telefon. Ce telefon? Am înțeles. Da, îi dau dubă lui. Ah, ok. Credeam că s-a nu la chestia asta și... A spus un băiat să-i dubă asta, că avem o afacere aici, și de curierat. Adică știi și tu că aici poți să tunezi orice mașină vrei tu. Da. Mă și... A, stricat. Nu știu cum, dar mai sunt femei pe aici care strigă de nebune și chestii. Înțelegi tu, da? Da, da, da. Prostii toate. În fine. Mă și tu poți să transporti cu duba asta piese pentru mașini. Când cineva dă comandă pentru o mașină, pe... piese din astea, înțelegi tu? Da, da, da. Poți să le transporti la ei, la ei acasă, adică să le duci. Și de exemplu, dacă aș vrea să fac o mașină personală, gen să dau, să car cu mașină personală, se poate sau? Bă, faza e că turbina, adică dacă e doar o turbină, o butelie de nos, așa pot. Dar dacă sunt mai multe cutii... Nu, gen o remorcă, mă refer, aici. Remorcă cu mașina personală. Bă, se poate, dacă ai cârlic din ăla sau nu știu cum se numea, da. Că am și uitat. Da, adică, na, uite că duba asta, dubița, duba așa are. Da, păi aici. Și cum facem cu asta? Cum iau comenzi și chestii? Păi trebuie să te suni eu ca să le iei de aici, după le duci la oameni și te arăt eu unde te duci și... Dacă nu știi unde, mai spun eu încă o dată. Da, sau... dar nu știu, n-ai ceva, vreo aplicație să le iau direct fără să mă mai sun tu sau ceva? O am și eu, uite. Delivery, nu prea sunt cu engleza, delivery app. Uite-te, instalează da. Și tu. Și... Da. E aplicație făcută de noi pentru firma asta, înțelegi? Am înțeles. Și... N-am găsit nume, dar... N-am găsit. Păi și ia să mă uit și alea la dubă. Arată bine. Păi și cum... Băi, de unde încep, cum încep, când încep? Bă, pot să încep eu de mâine, dacă vreau. Acum nu știu, că... Na, mâine e duminică. De mâine? Bă, doar dacă vrei, nu e obligatoriu. Oricum n-aveam ce să fac și de-aia am zis că dacă e să încep acum sau nu știu, când dai tu, când vrei tu, nu știu. Uite, ai un mic avantaj, dacă ți se blochează ăsta, ai din ăla, cum se numește, jos la bară. Da, 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 uite, da, știu. Nu știu cum, dar cred că l-am pus eu, parcă nu mai țin minte. Acum, Ana, poți să ți-l iei acasă și așa, eu mi-am terminat tura, eu mă duc acasă acum, dacă și vrei... Și dacă da. Poți să iau comenzi când vreau, nu, gen, să le duc unde trebuie. Băi, la fel ca... Hai să nu dau o reclamă, la fel ca la astea cu fast food, cu... Da. Înțelegi tu. Doar tu activezi acolo setare când ești tu într-un fel activ, adică... Da, pe tură. Te testi tu. Când ești pe tură, așa. Da. Când vrei tu, că tot acela salariu ți-e chiar dacă ai făcut doar una. Am înțeles. Adică primești de început 2000... De euro la început. 2000 de euro. Bun, bun. Am început și eu de la zero și am zis, hai bă, că n-am avut o parteneria și mi-am făcut eu singur o de asta, un serviciu.
Bă, nu știu, păi dacă încep de acum sau nu știu, că și așa n-am ce face, n-am nici somn și... Păi acum la 4 noaptea sau cât ar fi acum, că nici Păi eu da, nu mai ce are? știu. Na, am telefonul descărcat. Păi ce are? Bine, hai că vin cu tine, adică na, ca Motor să, na. pătata e, bă. Bre, ce cu... Mame, ce motor are? E de la compresor, mă, cum se numea motorul ăsta, Aha, compresor. atunci, nu știu cum Ia se zi, ce mai spui de 180-ul meu? ia mă ce mi-ai făcut. Ia Cred să că e vedem. beznă și tu nu vezi nimic așa, nu, Nu prea adică... se vede, dar arată binișor, ce să zic. O să vezi tu la lumină dacă este să Da, fie da, ceva. da. Hai să mă și unde, bă, că asta are volanul pe dreapta. N-ai avut bandă de aia pe stânga? I-a făcut convert, ce am spus? Mă poată? Ei. E după acasă sau o aduceați? Păi nu știu, să vă vedem ce zice Cătălin. Poți să iei la tine, poți să iei ca mașină personală dacă vrei. A, da? E bine. Am avut un angajat care era prieten foarte bun. A făcut accident și nu mai putea să lucreze aici. Am înțeles că trebuie să-i amputeze un picior și nu mai... Nașpa. Da, asta zic. Acum, uite mă, că ți s-a instalat aplicația. Da, ia, hai să vedem cum funcționează. Hai să ies și eu în drum. Ia să vedem. Îmi spui și tu că ești nou acolo, de avea angajat Bă, uite, am mai și... multe din câte văd aici. Dar hai să iau Da, una ai mai de multe așa. comenzi. Acum poate să vină și de la alt producător într-un fel, dar... Bă, uite, aparent e o remorcă de la tine. Deci, na. Ba, nu, de aici, de lângă, de la Mac. Acum cred că nu știu care e faza de ce au pus în diferite locații, dar asta știu că era ceva cu că să cari o turbină, două butelii de nos și Păi da, dar probabil că, nu știu. din asta, mă, Opa, cum se numea? uite-mă remorca și pe asta trebuie să o Pistoane. cupleze. Ia, hai să vedem. Da. Hai că o cuplez eu. Stai. Stai că mă dau și jos să văd dacă... Op, hai să Hai, vedem. hai că ai cuplat-o, hai că o să o Uite, leg. stai, ia, hai să vedem. Uite, mă, Deci că am... ai... Bă, dar aștia ce sunt aici? Ce sunt aici? Ce sunt ele aici? A picat. Hai că... Așa. Păi și ce sunt astea, mă, în saci ăștia? Ce sunt? Pe ce am spus, butelie de nos, Aha. pistoane și de ăsta, cum se Mamă, dar numea, e grea, e grea remorca, că s-a cam lăsat pe spate. Hai, la bord. știu. Hai să vedem. Acum trebuie să fac rost de cheia de la spatele dubei ca să... Cum să spun, ca să... Bași acolo. Înțelegi? O treci pe Uite pe tata acolo. tataie. Ne așteaptă, se ține după noi. Bă, dar e mișto acum, fiindcă într-un fel ai venit înapoi și acum putem să facem carnituri, adică e bine că ai venit înapoi. Da, pe oricum nu Cred mai că am mai nicio vezi mașină din alea, deci nu mai scale nu la alb, nu mai am. Pe alealte le-am dat că a trebuit să mi-a trebuit bani și am avut de ales să păstrez una și am păstrat F34-le. Dacă vrei, te ajut eu cu o mașină. Am, dacă Gratis. am, da. Te ajut eu cu o mașină, doar că tu plătești pentru modificări, adică banii de la serviciu. Bă, da, dar nu, nu o să văd cum fac cu ăla. Problema e că trebuie să plătești tot matricularea, nu știu cât e, că nu trebuie să ții aceleași numere. Bă, nu știu, dar deocamdată, nu știu, nu o să... Mă gândeam să-mi iau un Peugeot din ăla. Am și găsit cât o mașină, una din, la vânzare. Da, nu știu, să mă uit, adică, na. Chiar îmi plăcea cum arăta Peugeot. Și am mai avut Peugeot înainte. Și eu ceva pe un galben, nu galben, ceva galben muștar cu negru, parcă, cu Da. modele din alea. Ia, Hai să... unde trebuie să te duci tu? Bă, uite aici trebuie să mă bag la băieții ăștia aici.
Cred că e pentru GTR-ul ăla de acolo. Bă, pentru ceva cel e... mai probabil. Sau chiar nu știu, adică ultima oară când... cum să spun eu, când a livrat eu chestii din astea... Hai să dau un pic mai față. Gata. Așa, hai sus. Na, și acum poți să stai și două ore, că... Acum depinde de ore, adică dacă livrezi eu într-un fel, acum mai e aplicația în dezvoltare, în beta aia. Aha. Nu contează ce transporti, contează cât stai. Și începe o oră într-un fel, dacă stai o oră, că na, faci drumuri lui și astea, primești câte 1000 de euro. Doar că de început îți dă 2000. Și dacă ești bun, îți dă 2500, cam așa. Am înțeles. Bă, e bine, înseamnă. Faci un ban. Chiar dacă sunt eu, într-un fel, șeful companiei, nu chiar companiei, al serviciului, la astea, eu tot statul văd de bani, adică, păi într-un da, fel... Că îți dă ție și tu trebuie să-mi dai nouă sau ceva de gen. Da, cam așa. Așa e România, nu ce să faci, dacă așa sunt regulile astea. Ia să vedem. Ia să mai vedem, poate mai avem vreo comandă, ia. Bă, mai e o comandă, aparent tot de la... Ia. Oh. Ia că... Ai nu înțeles de ce tăta ta e acolo. Hai să vedem. Bă, probabil că vine și el să plimbe, că n-are ce face cu viața lui. A, bă, dar chiar mă că ai văzut și tu, da. Cred că când o să ajungem acasă o să vezi, singurul lucru care l-a schimbat acolo a fost că s-a făcut trecere de aia de pietoni, acum nu mai calc cu oameni. Bă, mă lași? Da, mă, a făcut acolo, la intrare în cartier, a făcut trecere de pietoni acolo. Bă, uite de aici, uite, mai e o remorcă aici, hai să vedem. Și-o mai duc doar pasta că... și... Gen doar vreau să văd că... noi, știi? E aceeași remorcă, doar că a pus alte chestii. Păi probabil că sunt aceleași remorci, doar că cu alte mărfuri. Da, dar acum să spun o chestie, nu transporti nu numai piese pentru mașini. Transporti și metal, dar și din, adică din ce este făcut, janta, da, tablă din aia. Adică, din... Da, adică nu... Da, înțelegi tu. Da, da, da. Acum, dacă vrei să rămâi aici, nu e obligatoriu, să vezi așa cum e. Bă, până acum, ce să zic, chiar îmi place și e fain. Hai să vedem... Uite, că ai și o stație acolo, mai vorbești cu colegi, da, acum nu e problema că stai degeaba și astea, că așa... Op, na. Ușor. Să nu pierdem mărfuri, că... Nu vreau să dau greșit, mai știi ce zic. Aha, tata e neasist acolo, să vedem cum merge acolo, că să vedem dacă te păstrăm aici. Aha. O, păi cam ăsta o să la rămân deocamdată, până văd eu ce mai găsesc de muncă. Nu-i și... problemă, bă, dar dacă tot ești aici, dacă vrei să faci contract cu noi, poți să fii și din ăsta care colantează mașini. Înțelegi? Bă, nu știu ce să zic. O să văd, deocamdată o să rămân pe transport și o să văd eu pe viitor ce și cum. Nu-i problemă, dar acum nu știu ce-ți place ție acum. Hai zic. Dar acum nu vreau să te oblig să rămâi aici, adică dacă-ți place, faci un contract. Bă, până la urmă trebuie să-mi fac un plan pentru că am cheltuit tot ce aveam în orașul în care am fost și da. Știu, cred că singura ta mașina a fost mia ca aia. Da, dar nu mai am pe aia. Gen, nu știu, am avut niște chestii cu ea care, na, nu, în fine, nu intru în detalii, dar nu mai am bani, m-a și jefuit aia pe acolo și aia e chestia că... Bospetaria aia. Da. Da, cred că mai, bă, ultima oară am fost pe acolo, acum 3-4 zile, mă, și era boschetar din aia care te puneau să... Ideai cardul și chestia, adică da, n-avea treaba da, aia. Erau boschetari, în loc să, adică, își cerșea și și-a luat aparatul ăla, POS-ul ăla cu ei, da, acolo. Da. Adică, na.
Da, și Apar acum că e m-am mai zbărâtat. bine. Bine, m-am... Mi-am luat, îți dai seama, și eu acolo un cuțit ceva ca să mă apăr, dar... Na. Dai seama că sunt unii care au și arme și nu poți să te bași pe ele. A, spun o chestie. Acum nu joacă vrei neapărat, avem o vestă acolo, avem echipament. În echipamentul ăla avem spray de la cu piper, avem chestii din aia care dacă e să vină un din ăla, cum se numea, boschetar, cerșetor sau din ăstea, de la care să Nu, că îl pe aici curentezi nu, într-o pe cutie. aici pe România nu prea găsești de ăștia care, da. Bine, acolo Eu tot cum români din am... aia erau, dar erau mai mafioți pe acolo, știi ce zic? Știu, știu, știu. Mai așa, mai... Na. Bine, hai că te las aici, că te las pe tine să vorbești. Acum voi și eu un pic pe TikTok să fie acolo. Filmez și eu cu tine. Te pun și eu pe tine acolo. Da, mă vei Să fie pe acolo TikTok. frumos. Îți dau tag. Da. Și da, băieți, să sperăm că e tot ok. Ne luăm practic de la zero și să vedem, mai să luăm pe aici la dreapta. Ușor, 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 să nu cadă marfa. N-am chef de plată pe aici. Și da, băieți, o să încercăm să postăm un pic mai des pe aici, ca să fie ok. Că, na, nu prea a mai fost de mult și na. O să facem și pe zi, o să facem curse, dar acum, na, fiind dimineață, spre dimineață, na, n-avem ce să facem. Și o să mă duc după acasă, bag un mare somn și o să fac clip, poate a doua zi, sau nu știu, depinde când mă trezesc. Eu te mă, ăștia, m-am pus aici să mă duc cu remorca, bă, mă lași. Cred că te duce pe circuitul ăla care Nu, pe e circuit, la mă final. pune să mă bag pe aici, în dreapta. E circuitul ăla de NASCAR, e stil de NASCAR. Bă, probabil că ăștia au nevoie de ceva pe aici. De uliuri sau, nu știu. Mai știi 39 ăla care l-ai avut tu? E 92, pardon. Da. Ăla de drift, nu chiar de drift, de circuit. De drift, Ăla da. primea piese de la cineva într-un fel. Acum, fiindcă firma aia s-a desființat, acum ne ocupăm noi de chestia asta. Bă, da, pe aia că îi dau și eu. Am făcut două curse. Am adus ceva bănuți, dăm la firmă acolo și eu să mă duc cu tata aia acasă. Îți dau banii pe loc. Păi hai că vin și eu, parcă, na. O să vii dacă vrei. O să iei Probabil că dupa cu e... tine, cred că așa. Probabil că e ok. Două curse acum direct din prima. Eu zic că e ok. Că na, trebuie să mă duc și eu să mă odihnesc un pic, că na. Și ce zic? Mai eu cred că asta trează vreo 48 de ore numai din cauza că nu aveam somn, că am dormit toată ziua, 24 de ore, și acum nu prea mai am somn deloc. Dar a zis să vin și eu, că să n-am. Poate mai bem acolo o bere și ne băgăm la somn. A, eu direct sunt ce bere, nebunii dau direct al pe Bă, somn. dacă e să ne uităm la un film, poate nu, nu știu, ori la mine, ori la tine, știi cum o să fie? Adică mă uit la primele 5 minute din film și mă ia somnul. Ce, mă, că nici Cam eu încă așa. nu mai pocăiesc de mult. Păi de când Bă, și ai eram zis că mic poți să-i adu aveam... bani, nu? Gen, na, să nu mai... Bă, facem mâncare și... Da, dacă vrei. Bă, nu o iau eu gen de tot, că n-am ce face cu ea. Dar dacă ai zis că Poate poți mergem să la vin și cu Oradea, mașina nemule. mea personală, îți dai seama că Bă! mi-e mult mai comod cu mașina personală, îți dai seama. Da. Da, și tu ai scale, nu cu volan pe dreapta. Păi și ce? Mi-e mai comod în ăla, îți dai seama că în dubă. Că am mai mult Ia că loc să s-a mă făcut de extind. cât zi. Bă, să face dimineață, dar ce vreți să fac? Mă trezesc mâine la... azi. Când vine vorba la 5, de mult. Nici chiar la 5, la 3, adică zic din experiența mea că Da, dar eu... ce depinde acum, că dacă s-o obosi ca lumea, îți dai seama. E, da, de curiozitate, așa, tu la cât ai avut avionul? Cred că Că, am plecat de adică, când acolo pe ai... la 12 și acum când m-a luat tata era cred că vreo 4 și ceva, 4 jumate, cam așa. S-a făcut 6 sau 5, nu știu, s-a făcut. Cam așa. Și Na, na. acum, dacă vrei,
dacă nu-ți place, poți să te duci la taxi, iar că nu e obligatoriu, sau faci Uber cu GTR-ul. Eu vreau, mă gândeam sincer, hai să zic acum, că na, tot așa, mă gândeam să-mi deschid o firmă asta de transporturi, știi? Aha. Strâng un bănuț, na, fac acolo, îmi deschid o firmă nouă. Am mai avut odată o firmă, dar na. Ăla cu tirul, mă, de, da. De când ai avut tu, nu mai știu câți ani aveai. Dar erai, da. Aveai vârce, așa, na. În fine, aveai cu tirul, parcă era ceva în Scania Euro, nu Euro, nu, era frumos Scania ăla. Nu știu, sincer, nu mai știu. Și îi puneai pe oameni să pun logo-ul al tău, le dădeai tu stickere din alea. Păi da, păi dacă aveau tir personal, să-și pună stickerul ăla respectiv, și ce zic. Da, știu că dacă trebuie, acum nu știu, nu-i neapărat, acum, zilele astea, am auzit o veste că acum le dă firma tiruri, adică, na. Bă, nu știu. Deocamdată, așa? Nu știu chiar. Bă, dacă se vede Brașov. Ce se lucrează acolo? Cu fum, cu de-alea. Bă, da, se vede mișto, mă. Bă, da. Hai să întorci eu. Bă, așa. Da, bă, uite, au pus ăștia trecere de pietoni. S-au gândit la mine că eu călcam oameni pe stradă. Nu m-au spus că la ce mașină am vei, la ce mașină am eu, cred că, na. Hop. Punem pe pâca asta, aparent e automată. Bă, hai să sting și farurile. Ca după consumă și tu plătești. Oprim motorașul. Motorașul ăla de 1.6. Nici nu știu dacă, nici nu știu ce motor are, sincer. Vezi că o iei pe acolo, că asta. Da. Bă, na, nu știu, dacă te poți să plătești. Auto pe tata aia, a fost binișor. Mi-a plăcut, sincer, să îți dau mâine banii. Îți dau mâine banii. Când poți tu. Adică, na, nu e nicio problemă. Adică poți să ții de așa acum, că i-am în casă, că vreau să-mi iau o mașină nouă, că... Acum, adrie, mă, barele de rele, sunt și... Da. Ce să zic? Păi da, băi, ce să zic, am stat fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Vă abonați acolo dacă sunteți noi, cum am zis la început, cu clopoțel, cu tot ce trebuie. Verificați acolo descrierea, unde, na, aveți tot ce trebuie. Așa că da, băieți, eu am fost Dogream și o să ne auzim data viitoare. Pa, pa! Atare.